Cele trei echipe se întrec spre punctul de întâlnire din Pune. Chiar dacă imunitatea nu mai este în joc, echipa ce ajunge prima la mine se va bucura de o noapte la hotel și de o cină pe cinste. În stadiul acesta al concursului, orice moment de respiro este mai mult decât binevenit. Și toți au nevoie de un somn bun înainte de cursa pentru ultima șansă de mâine. Așa că, dragii mei, grăbiți-vă! Oh, here, he's perfect here. Da. De unde ești? Uite! Stop. Yes. It's the red flag. Am dat jos, dar am mulțumit. Asta nu uităm niciodată să facem. Thank you so much. Ce am luat-o la fugă înspre Gina? Echipa șcăpilor! Dar are cârcel? Ți-ai pus cârcel? Nu, dar nu mai simt piciorul. Păi de ce? Noi participăm direct la elefant, dacă e, că nu mai plecăm în nicio cursă. Hai, împreună, dragii mei. Ce s-a întâmplat? De ce e supărat, Bogdan? Nu, sunt, mi-e rău de la supa aia. Ce-ai pățit cele pe la picior? Am stat într-o mașină în care mi-a morțit piciorul, nu mai pot. Ți-a morțit piciorul, ce faceți simpaticilor? Bine, mamă, unde te-ai spus? Cum a fost la misiune? A fost foarte picant. Da? Nu, a fost fierbinte mai mult decât picant. N-am simțit că a fost atât de picant. Cred că m-am obișnuit. Sars. Da, și ai băut și tu? Eu n-am băut, eu am vrut să mănânc mâncarea elefantului. Te-ai întors la sezonul 1. Drumul dragonului. Drumul dragonului, că scrie flăcări acum, nu mai pot. Dragii mei, simpaticilor, bine ați venit în Pune. Bine te-am găsit. Frumos, n-am ce zice aici, frumos. Frumos. Știți că imunitate nu am de dat astăzi. Da, și singurul premiu pe care îl dau este pentru echipa de pe locul întâi. Abia așteptăm să ne căutăm cazare. Ei, de ce? Sau ne punem cortul aici? Aici, putem să ne stăm aici lângă tine? Mă moară, nu mai pot. Deci nu mai făcut tensiunea asta, nu mai zbor, Gina. Iar voi, dragii mei... Mergem să ne căutăm cazare. Trebuie... Să mergeți, să căutați hotelul, pentru că sunteți prima echipă așa de la mine! Ai frate, nu cred! Ce eram? Cum? Nu cred! Aveți o seară la hotel! Bă, dă la hotel! Aveți o seară la hotel! Uite, pila de găină și de bună, că nu vine să cred! De unde vine asta? Prima echipă? Și Cocuța voantă ce? Care e problema? Că nu înțeleg. De unde s-au pierdut lumea pe drum? Îmi pare rău. Nu te sper chiar pe primul loc. Și îmi pare rău. Știu. Nu de data asta. Oi. Dezamăgiți, supărați, negri de supărare, pentru că suntem foarte conștienți că vom intra și la cursa pentru ultima șansă și știm cât de importantă era noaptea asta și cât de important era să ne odihnim. Cam asta e diferența între trei echipe și semifinală, unde totul este la mustață. Da. Hotel, masă și un somn bun. Yes! Stai! Și ce? Și atât avem sau? Cum că și atât avem? Să ajungi primul într-o semifinală, cu o zi înainte de cursa pentru ultima șansă. Îți dă putere, frate. Îți dă putere, energie și ești în mintea ta cu un picior deja. Marea finală. Deja se termină drumul elefantului. Adică ești aici, mai e un pic. Gata, s-a deschis și a trebuit doar să intre. Adică ești aici. Uite, steagul. That's a flag, man. You brought right up to the flag. This is a flag. Thank you. Thank you, man. De Gina ți se face dor. Orice îi face, pentru că ea te trimite prin iad și tot la ea, în momentul în care ajungi în fața ei, înseamnă că ai terminat cu iad. Bine ați venit, dragii mei. Bine te-am găsit. Ce faceți, măi băieți? Aveți burticile pline sau... Nu, am sărit elefantelul. Foarte trebuia bine, dragii mei. Trebuia să folosim, pentru că altfel expira elefantul. Știți foarte bine că nu am imunitate de dat. Știu. Acum. Am doar o noapte de dat la hotel și o cină. Noi avem hotel de la... Noi avem hotel, așa că... Aceste două lucruri
Din păcate l-am dat deja. Iar voi, dragii mei, va trebui să vă căutați cazare. Pe cum? Că avem amuleta noi. Avem amuleta, s-a dat de la amuleta cazare în seara asta la hotel. Ne-am sucit. Gina cred că se bucurase și ea un pic de prea mult pune deja, de prea mult parc, soare, lume, mâncărică prea bună soare. Și prea mult soare, ușoar amnezică. A, da! A, da! Yes. Bună dimineața, Gina! Așa, mă! Hai, mă, că ne-a speriat! Uite că a venit lângă noi! Cum să ne păcălească? Băieții, la Express, plătești cu sânge orice păcăleală.